Elevii din Șimleul Silvaniei demonstrează încă o dată faptul că în urba de sub măgură, voleiul și nu fotbalul este sportul rege. După disputarea etapei județene și cea interjudețeană, echipa masculină de volei a Colegiului Tehnic Simion Bărnuțiu Șimleul Silvania a obținut calificarea la etapa finală, iar Ministerul Educației a decis că anul acesta titlul de campioană să se decide la Șimleu. În această săptămână, județul Sălaj, respectiv orașul Șimleu Silvanii, are plăcerea să găzduiască o finală națională în cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar, respectiv la disciplina volei băieți licee. Parcursul până la această finală a fost destul de lung, respectiv a avut loc o fază de zonă la care echipa liceului Colegiului Național Simion Bărnuțiu din Șimleu a participat, a câștigat-o și a câștigat dreptul de a participa la finală, iar această finală ne-a fost dată de către Ministerul Educației Naționale, județului Sălaj, să organizăm în perioada 7-9 iunie. Am făcut în mare toate planurile pentru organizarea cu succes a etapei finale și după ședința tehnică care va avea loc joi seara la ora 7 la Șimleul Silvaniei, începând de vineri dimineața, ora 9, deschidere festivă și în continuare jocuri, vom parcurge pașii până la finala mare de duminică dimineața, în care se va desemna campioana națională la volei băieți licee. Primăria orașului Șimleul Silvaniei ne sprijină această acțiune, de asemenea Colegiul Național Simion Bărnuțiu, care este și el implicat în organizare, și bineînțeles noi, Inspectoratul Școlar, care suntem desemnați de către minister să fim direct organizatori ai finalei. Să sperăm că la finalul competiției și echipa noastră va urca pe podium. Desigur că arbitrajele vor fi foarte corecte și, în primul rând, important este să câștige cei mai buni.